Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă prezint un update la plantele mele de Canna Indica. Am primit un comentariu să vă arăt cum mă mai duc și cum arată în acest an și iată-le superb au crescut. Și uitați-vă, am pus rizomii în acest an pe toți împreună și anul trecut tot așa am plantat și foarte frumos le place să crească împreună și uitați-vă câte flori în acest an. Destul de multe flori. Anul acesta record de flori, zic. Și foarte frumos culoarea roșie, super au înflorit. Aceste plante le place în soare direct să crească și să le udăm la timp. Le place multă apă. Au crescut, în cazul meu, peste un metru, aproape cât mine au crescut. 1,70 m și ceva. Și foarte frumos că au înflorit. Acesta nu e un video atât de lung, e doar un update și vom vedea cum o voi duce în continuare, după care voi scoate rizomii și îi voi duce în beci când va da primul îngheț sau câteva zile înainte. O să mai înflorească, vedem aici plante tinere încă până în toamnă. O să vedem cum va fi toamna, cum va fi clima și asta e. Așa arată foarte frumos și îmi pare bine că iată trei flori au la moment. Asta e. Acestea au fost deja înflorite, după cum observăm. Iată așa se formează un fel de... Dar nu știu dacă se vor forma semințe, oricum... Eu această plantă o mulțesc prin rizom. Și mulțumesc pentru vizionarea până la capăt, asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-vă, puneți like, activați clopoțelul să vă vină notificări când postez câte un video nou și dacă doriți, abonați-vă la canalul meu de fotografie. Cu voi a fost Gicu și o zi cât mai frumoasă pe data viitoare!